Pe Daniel Racoveanu l-ați mai văzut la știrile sau emisiunile sportive din cadrul postului Absolut TV. Este un tânăr care și-a descoperit pasiunea pentru darts și a hotărât să facă performanță. Nu pentru bani sau faimă, pentru că, așa cum bine știți, dartsul nu este un sport care să se bucure de o popularitate maximă în România. Sportul rege este fotbalul, după care urmează și celelalte ramuri sportive. Daniel Racoveanu, campion național la darts, a reușit să ne facă mândri că suntem români. Pentru prima dată, un concurs internațional de darts a fost câștigat de un român. La începutul lunii aprilie, prin jucătorul racoveanu Daniel, am participat la Open-ul Bulgariei, Open care a fost câștigat în premieră de un român. E primul concurs internațional câștigat de un român. Iar pe parcursul aceleiași luni, la București a avut loc Cupa Terasa Florilor, e o cupă locală, care de asemenea Daniel Racoveanu a câștigat-o pentru clubul nostru. Cei care vor să afle mai multe despre darts sau chiar să joace se pot înscrie la clubul din Mioveni, care și-are sediul la Casa de Cultura Sindicatelor Dacia.